Bună seara și bun găsit la cele mai importante știri din Pașcani și împrejurim. Clipe de coșmar pentru locatarii unui bloc din Pașcani. Azi dimineață, în jurul orei 5:30, un bărbat de la blocul G7 din zona Vale a dat foc apartamentului în care locuia. Flăcările au fost la un pas de a ajunge la branșamentul general de gaz metal, existând astfel pericolul ca întreg blocul să sară în aer. Au ars toate lucrurile din casă și au fost afectate rețelele electrice și cele de telefonie și TV de pe scara blocului. Mai mult, locatarii s-au trezit într-un nor de fum respirabil, în timp ce autorul incendiului, ieșit în chilos pe platoul din fața blocului, țipa în gura mare că le da foc. Artizanul acestor scene de coșmar este Vlăduț Vieru, în vârstă de 52 de ani, cu grave probleme psihice. Bărbatul locuiește singur de ceva timp, fiul și soția fiind plecați la muncă în străinătate. La fața locului au sosit pompierii care au stins incendiul și un echipaj de la poliție care l-a luat pe bărbat și l-a dus la clinica de psihiatrie Socola din Iași. Oamenii legii cred că autorul incidentului și-a pierdut controlul din cauza faptului că a întrerupt tratamentul medical. În dimineața zilei de 5 octombrie 2012, un bărbat în vârstă de 52 de ani din municipiul Pașcani, cunoscut cu afecțiune psihice, și-a incendiat mai multe lucruri din locuință. În urma incendiului au fost distruse mai multe obiecte de îmbrăcăminte și mobilierul dintr-o cameră. Bărbatul a fost găsit la domiciliul său și a fost transportat la Spitalul Municipal Pașcani, iar de acolo condus la Spitalul Socola, unde a rămas internat. Pe numele acestuia s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere prin incendiere și va fi supus unei expertize psihiatrice și în funcție de rezultatul acesteia se vor lua măsurile legale ce se impună. În situația în care anumite persoane cunosc aspecte despre vecini de-ai săi, în special care locuiesc singuri, cum a fost și acest caz, și faptul că au un comportament violent și pot pune în pericol viața sau integritatea bunurilor celorlalți, să anunțe din timp poliția sau unitățile medicale pentru a fi luate măsurile în consecință. În urma acestui eveniment, locatarii blocului G7 sunt îngroziți de cele întâmplate. Ei se tem că oricând se poate repeta această scenă de groază dacă bărbatul care are probleme psihiatrice va reveni acasă fără supravegherea specialiștilor sau a familiei. Deci nu dat foc la apartament. Care ar fi cauza? Bolnav la cap. Asta, o foc. Deci cauza nebunie sau știu? Nu știu eu. Mai de mult, mai de mult. Și a mai dacă făcut gesturi? Da, acum un an. Acum un an ce a făcut? O smult țava de gaz, o dat ușile afară. Da. Cum îl cheamă? Vieru Vlăduț. Câți ani are? Nu știu, vreo în jur de 60. Dar din ce cauză are problemele astea? Are familie sau? Are nevastă, e plecată. Fost internat? Da, bineînțeles că a fost internat. Păi dacă nu-și păstrează tratamentul, poți să știu ce a făcut el în casă, a băut, nu știu. Și a făcut dezastru. Există riscul să sară în aer la blocul? Da, bineînțeles că se putea, dacă țava contoarul de gaz la ușa lui, acolo la geamul lui. Mai mult, ei sunt supărați și pe organele de ordine care puteau evita acest eveniment. Iar după amiază, aceștia au sunat la poliție și au anunțat că din apartamentul bărbatului ieșea fum. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul a dat foc unor covoare de pe jos în cada din baie, dar l-au lăsat liber pe motiv că ar fi avut și momente de luciditate. Nu puteam să ies, am deschis, apoi și-au ieșit ni toți. Zice că parcă m-au pus acolo, o să știu unii. Dar tot timp are pe locul de sări permanent, gălăjii, bocanier, pocnituri, o spațava din apa caldă. Tras-o de acolo și o spart și era mapa aici, până la noi, până la ușa aici, așa că a ieșit apă în față, gălăgie. E dezastru, era urzicii cu el, mai ales eu am băbătorul. Perete cu bucătăria cu el acolo, e urzicii pe fața pământului și făcea, nu știu. Busuleț scos pe sală, o scos cămășă și-a pus pe cuier acolo, pe hol. Nebunea mea în fața pământului. Nu știu, unii... Da, vecinii au luat câteva, nu se știa altă. Da, și nimeni nu era așa decât el. Și se zic vecinii, mi-i spunea șoarele. Domnul, stai liniștit, nu știi, spune, care-i treaba să faci? Nu eu. Vine cineva în casă, cu biserică, a început cu icoane, au adus pe aici, au scris la icoane, au bucnit, flacăra în casă. Prostii de astea, nu știu cum de l-au lăsat până acum, de nu l-au luat până acum, nu știu.
Pierdere uriașă pentru municipiul Pașcani. Joi s-a stins din viața președintele veteranilor de război Constantin Arșinel la vârsta de 93 de ani. El și-a petrecut ultimile clipe de viață la secția de paliație din cadrul Spitalului Municipal după ce starea de sănătate se agravase. Corpul său neînsuflețit a fost depus la casa funerară de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Pașcani. Slujba de înmormântare urmând să aibă loc în ziua de sâmbătă de la ora 12:30. Eu mă duc, mă prăpădesc ca un cântec bătrânesc. Constantin Arșinel s-a născut în anul 1919 în comuna Dolhasca. A fost ofițer în armata română și a luptat în război din 1944, unde a fost rănit pe frontul de luptă. De atunci, până în ultima zi a vieții, a purtat în el urmele războiului, un glonț în apropiere de coloana vertebrală. Apoi și-a desfășurat activitatea profesională ca inspector școlar, solist la Casa de Cultură, președinte al Casei de Ajutor Reciproc și al Asociației Veteranilor de Război din Pașcani. Cei care l-au cunoscut pe Constantin Arșinel își aduc aminte cu bucurie de cât de mult a dăruit comunității din care a făcut parte. L-am cunoscut chiar din anii copilăriei. Am avut, grație așa domnului Arșinel, o adolescență foarte frumoasă, pentru că el era un factor mobilizator. Toți elevii, cei mai mici, îi ascultam pe cei mai mari. Și în fiecare vară organizam câte o serbare foarte frumoasă, urmată așa de o petrecere, care au rămas în memoria multor și multor și multor generații. Întâmplarea a făcut ca așa, el având o voce foarte bună, iar eu, așa, mai modestă, așa, să participăm la activitățile Casei de Cultură, unde dânsul era, într-adevăr, un pion avansat. Da. Așa, cu o voce extraordinară. Extraordinară, pentru că toți frații, atât Alexandru Arșinel, care a fost un învățător extraordinar în zonă, cât și Traian Arșinel, care a fost inspector CFR la Pașcani, la Iași, toți aveau o voce nemaipomenită. Și el, domnule, într-adevăr, fără studii specialitate, cânta extraordinar. Cea mai frumoasă piesă pe care el o interpreta cu multă plăcere era aceea, Barbu Lăutaru, și ne lăsa pe toți cu lacrimi în ochi când spunea că eu mă duc, mă prăpădesc ca un cântec bătrânesc. A trecut la cele veșnice, așa, și de moartea căruia toți coriștii, că mi-au dat telefoane și mi-au spus că regretăm foarte mult, foarte mult regretăm, așa, trece la cele veșnice a domnului Arșinel, pentru că el ne înveselea acolo și menținea un anumit tonus, așa. Caz zguduitor la Pașcani. O bătrână este bătută și amenințată cu moartea chiar de fiica și de nepoata sa. Jana Genis, în vârstă de 70 de ani, locuiește împreună cu el în același apartament și a ajuns victima celor pe care le-a crescut din cauza banilor. Mai exact, femeia povestește că este bătută cu bestialitate pentru a da toți banii din pensie. Ultima oară s-a întâmplat acum câteva zile, chiar înainte de ziua ei de naștere. Bătrâna povestește că fiica ei a venit acasă în stare de ebrietate și a bătut-o ca să nu-i dea pensia și alocația copiilor ei. I-a dat cu pumnul peste față până a căzut jos, victima revenindu-și abia după ce unul dintre nepoți a stropit-o cu apă. Fără să vreau, fără să mă aștept. Eu la ochii ăștia sunt operată. Dacă îmi dă de la Isalal, vă rog, dragi mami, și puncte aveți, indiferent și puncte aveți, eu vă respect. Sunt operată la ochii ăștia. Dacă îmi dădea la Isa, l-ați știți că poate nu mă dorea așa de tare. Dacă mi-a dat la Isa, am amietat și-a chitat jos.
Victima locuiește cu fiica ei și cu cei trei nepoți pe care i-a crescut singură. Un băiețel de 5 ani, unul de 10 și o fată, Cosmina Babiții, care, deși are 15 ani, nu mai merge la școală din clasa 6-a. Pe lângă faptul că sunt îngrijorați de soarta bătrânei, locatarii sunt deranjați de ceea ce se întâmplă în scara lor. Ei cred că minora practică prostituția chiar și în apartamentul în care locuiește. Toți locatarii sunt mulțumiți de apartamentul 19, Paramisii. E 19, da. 19. Acolo locuiește, de fapt și de drept, o bătrână, o femeie văduvă, care la rândul ei are fata cu nepoții și nepoții sau una din nepoate se ocupă și cu altceva, pe lângă faptul că stă degeaba toată ziua. Adică, racolează fel de fel de tineri de tale, ei o cheamă că strigă ăștia de jos. Toți corcodeii și toți Cosmina, îi spune. Strigă la ea, Cosmina, ești acasă, vin sus, vin jos, ceva de genul ăsta. Negociază de la etajul 4 până la parter. Am intervenit de câteva ore, am alungat. Ca să mai fie bătut, să mai fie jignit, să mai fie certat, să mai... Ea nu are putere dânsa acasă. Ajutați-o pe dânsa, pe bătrână, că am pățit ca așa. Dacă copiii nu putem să-i dăm, să-i iei statul, măcar pe bătrâna asta să o ajutați. Dar cine o bate? Păi, nepoata, fiică-sa. De frică să nu se întâmple o tragedie, vecinii victimei au anunțat astăzi poliția. Oamenii legii spun că nu știau de această situație și că vor începe o investigație. Astăzi am luat la cunoștință de aceste fapte, ne-am autosesizat și vom face verificări pentru a stabili cu exactitate dacă persoana la care faceți dumneavoastră referire a fost victima unei infracțiuni. Și în funcție de rezultatul acestuia vom lua și măsurile ce se impun. O femeie în vârstă de 68 de ani a fost bătută zdravân cu pumnii și picioarele de către doi tineri pentru că a îndrăznit să le atragă atenția să nu mai vorbească urât. Victima, Florica Ciobotaru, din comuna Moțca, a avut nevoie de peste 30 de zile de îngrijiri medicale în urma numeroaselor leziuni și traumatisme pe care le-a suferit din cauza bătăii primite de la Robert Munteanu și Florentin Cojocaru de 20, respectiv 26 de ani. I-a depus o plângere la poliție abia ieri după ce a ieșit din spital, evenimentul având loc la sfârșitul lunii august, când ieșea dintr-un magazin. Bătăușii au fost deja sancționați cu câte 1000 de lei fiecare pentru vătămare corporală din culpă, iar acum sunt cercetați penal în stare de libertate și riscă să facă câțiva ani de închisoare. O persoană în vârstă de 68 de ani din comuna Mosca, județul Iași, a depus o plângere la secția 6 Poliție Rurală Pașcani, prin care arăta faptul că la sfârșitul lunii august 2012 a fost agresată de către doi tineri din aceeași localitate care au lovit-o cu picioarele, provocându-l mai multe leziuni. Ulterior s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală Iași, unde a fost examinată și i s-a eliberat un certificat medico-legal prin care i s-au stabilit 23-25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. În aceste condiții, cei doi agresori, în vârstă de 26, respectiv 20 de ani, ambii din localitatea Mosca, sunt cercetați sub aspectul comit infracțiunii de vătămare corporală. La finalizarea cercetărilor, dosarul va fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani cu soluție legală. La momentul incidentului, cei doi, pentru provocare de scandal în loc public, au fost și sancționați conform legii 61 din 1991 cu o amendă în valoare de 1000 de lei fiecare. Elevii și profesorii din școlile din Pașcani au participat astăzi la activități de natură extrașcolară și extracurriculară cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorului. UNESCO a ales această zi pentru celebrarea dăscălilor din toată țara începând din anul 1994, în semn de recunoștință pentru cei care se ocupă de educația copiilor și tinerilor. Astăzi, 5 octombrie, sărbătorim Ziua Educației. Este o zi mondială, în 1994 propusă de UNESCO, pentru că educația joacă un rol important în viața fiecărui om și pentru că educația pornește de la mama copilului, într-adevăr, dar noi, ca profesori, jucăm un rol important în educația copiilor, în tot ceea ce înseamnă formarea personalității fiecărui copil. Am ținut astăzi să organizăm acțiuni specifice de mulțumire cadrelor didactice, în care și copiii să simtă că este o zi de sărbătoare și în felul acesta să fie alături de noi și mulțumiți că sunt într-o școală care servează educația. La Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani, orele de curs au fost înlocuite cu activități educativ-artistice desfășurate în aer liber. Cei mici au desenat pe asfalt.
în curtea liceului, au pictat, au exemplificat momente importante, frumoase din viața lor. Cei mari au făcut scenete în care au evidențiat viața școlii de ieri, viața școlii de astăzi. Activitățile s-au desfășurat în paralel, în două clase diferite, fiecare încercând să prezinte modul în care se desfășurau și se desfășoară orele de curs. Clasa 11-a a retrăit o oră de limbă română tipică anilor 80, iar clasa 12-a o oră din prezent, încercând să facem o comparație între cele două generații. A urmat o festivitate în cadrul căreia învățătorii și profesorii au fost răsplătiți cu diplome și flori din partea conducerii școlii și cu aplauze din partea părinților. De asemenea, au fost premiate cadrele didactice care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele naționale. Excelența sa, dascălul. Excelența sa are un suflet cât galaxia. Are riduri și fire albe de la generațiile care sunt și de la cele care au fost. Excelența sa își mobilizează viața cu extemporale, teze, concursuri. Rare ori se gândește la ultimul strigăt al modei. Deselei preocupări sunt legate de programe, perfecționări, examene. Deci, cele mai multe ori, șlefuiește nestematele altora. Diplome de excelență tuturor celor care au obținut rezultate remarcabile în ceea ce am spus, examenele de zi cu zi, olimpiade, concursuri școlare. Domnului profesor Corneliu Brădățean. Pentru că avem excelența și nu numai, aș vrea să invit lângă mine pe toți colegii mei din această școală. Deci toți profesorii vor urca pe scenă, vă rog frumos! Menționăm că activități specifice Zilei Mondiale a Profesorului au avut loc și la Colegiul Sadoveanu din Pașcani. Elevii și profesorii au organizat o serie de expoziții de carte și pictură, precum și seminarii pe teme de educație. Polițiștii de la Valea Seacă au identificat autorii unui furt dintr-o locuință. Este vorba despre Mihai Rusu și Mihai Judele, în vârstă de 17, respectiv 42 de ani, din aceeași comună, care noaptea de 15-6 septembrie au forțat o fereastră și au intrat în casa lui Patero Mică, de unde au sustras obiecte de îmbrăcăminte și bunuri de uz casnic în valoare totală de 750 de lei. În urma activităților de cercetare desfășurate de către lucrătorii secției 6 Poliție Rurală Pașcani, au fost identificate două persoane în vârstă de 42 respectiv 17 ani, ambele din comuna Valea Seacă, județul Iași, care s-au stabilit ca fiind autori a unei infracțiuni de furt comisă în noaptea de 15-6 septembrie
2012. Cei doi, pe timp de noapte, prin efracție, respectiv prin forțarea unui geam, au pătruns în locuința unui consătean, de unde au sustras mai multe bunuri, respectiv obiecte de îmbrăcăminte și obiecte de uz casnic, în valoare de 750 de lei. În cursul cercetărilor au fost recuperate aproximativ jumătate din bunurile sustrase. Cei doi sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, iar la finalizarea cercetărilor, dosarul va fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani. Copiii pășcănenilor pot opta pentru o serie de sporturi la Pașcani, o parte aleg să meargă către clubul copiilor și ramurile de acolo, iar alții aleg partea mai fizică și merg către CSM, mai exact către fotbal. Bineînțeles că tinerii nu vin la stadion și bat pur și simplu mingea, există unul sau chiar doi antrenori care muncesc multe ore ca măcar o parte din acești tineri să facă performanță. Pentru ce se costarom echipa de fotbal? Începând cu grupa de 2004-2005 care se ocupă domnul Marian Ivan, pentru grupa de 2002 se ocupă domnul Negri Dănuț, pentru grupa de 98 și 2000 se ocupă domnul Băcaru Romică, pentru grupa de 96 și 97 se ocupă domnul Șerban Neamțu, pentru grupa de 95-94 93, respectiv jucătorii care fac parte și din echipa a doua al clubului nostru de senior, care participă în Liga a patra, se ocupă domnul Condurachi și cu domnul Cătălin Damian. Aș vrea să mai fac încă o precizare, pentru că pe lângă clubul CSM Pașcani, în incinta stadionului își mai fac activitatea și juniorii care fac parte de la CSS Pașcani. Și aici aș vrea să spun despre domnul Cătălin Damian, care are juniori 2002-2003. Să le marci pe domnul profesor Boboc, care de asemenea are grupa de 2004. Și domnul Damian Ion, tot cu o grupă mică de 2002. Clubul sportiv municipal are pe ramura de fotbal peste 230 de copii ce vin an de an pentru a se antrena. În fiecare an se înscriu foarte mulți copii la fotbal, dar de rămas, din păcate, rămân cam puțini. Total, ceea ce aparține de CS Costarom la ora actuală de activitatea sportivă pe ramura fotbal, ramura de fotbal, deci avem în jur de 230 de copii. Bine, devenit vin mulți copii, interesant e cât să rămân până la urmă. Deci este o pondere mare pe grupa de 2000-2002. Activitatea este intensă în zona aceasta. Dar în anii din urmă, pe grupa de 2002-2001 și 2000 se juca la 7+1. Anul acesta obligându-i să joace la teren mare la 11. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și luni seara la aceeași oră pentru a urmări cele mai importante știri din Pașcani și împrejurim. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos! Presiunea atmosferică va fi în creștere în jumătatea sudică a continentului și, prin urmare, în aceste zone, gradul de acoperire al cerului va fi redus, iar ploile puține și neînsemnate cantitativ. În restul Europei, aspectul vremii va fi determinat de o vastă arie de presionare de origine nord-atlantică. Sâmbătă la Pașcani, cerul va fi variabil, parțial noros în prima parte a zilei și senin în partea a doua. Circulația atmosferică va fi sudică, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor rămâne ridicate în partea miezii. Duminică, cerul va fi parțial noros pe întreg parcursul zilei, când sunt șanse de reprize cu precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab, iar temperaturile nu suferă modificări importante în comparație cu ziua precedentă.
Începând cu jumătatea lunii septembrie, hotelurile din stațiunile balneare românești lansează o serie de programe cu prețuri reduse pentru odihnă și tratament. Ofertele sunt deschise tuturor categoriilor de public, prețul unui sejur fiind cuprins între 330 și 830 de lei de persoană, în funcție de numărul de zile petrecute în stațiune și confortul hotelier. Prețurile sunt valabile din 16 septembrie până în prima decadă a lunii decembrie. Un prim program este cel intitulat O săptămână de refacere. Un sejur include 6 nopți de cazare cu mic dejun, 2 proceduri de tratament pe zi și o consultație medicală la sosire pe baza recomandării medicale. Tariful pentru o persoană, cazare în camere duble, este de 330 de lei pentru hotelurile de 2 stele și 360 de lei pentru hotelurile de 3 stele. Cei care vor dori 2 mese pe zi incluse în pachet vor plăti 470 de lei, respectiv 540 de lei. Cei care aleg programul Decada Balneară beneficiază de 9 nopți de cazare, pensiune completă pe durata sejurului și tratament minim 7 zile cu câte 2 proceduri pe zi, plus o consultație medicală la început. Tariful este de 710 lei de persoană pentru un sejur la un hotel de 2 stele, iar la o unitate de 3 stele crește la 830 de lei de persoană. Achiziționarea pachetului Hai la Băi se face la recomandarea medicului. Programul presupune 6 nopți de cazare cu pensiune completă, minim 5 zile de tratament cu 2 proceduri pe zi și o consultație medicală. În ceea ce privește prețul pachetului Hai la Băi, pentru un hotel de 2 stele este de 625 de lei de persoană, iar la 3 stele costul se ridică la 750 de lei de persoană. Cel mai scurt program este Wellness Balnear, care are mai mult rol de relaxare și mai puțin terapeutic. Acesta include 3 nopți de cazare, dintre care 2 zile de demipensiune, o masă festivă, acces la piscine, saună, sală de sport și 2 proceduri de tip wellness masaj sau ședință de întreținere cosmetică. Pentru hotelurile de 3 stele, pachetul costă 625 de lei de persoană, iar pentru cele de 4 stele, turistul va plăti 650 de lei. La program participă aproape 40 de hoteluri din stațiunile Amara, Băile Felix, Băile Herculane, Băile Olănești, Băile Tușnat, Buziaș, Călimănești, Căciulata, Covasna, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sângeorz Băi, Saturn, Stâna de Vale, Eforie Nord, Lacul Sărat, Slănic Moldova, Moneasa, Turda și Vatra Dornei.